tradiție lungă și foarte bună cu tinerii care au fost în sală. Vreau să reamintesc că am avut capitala tinerilor din România pentru un an de zile aici, în Bacău. Am putut să constat un activism deosebit de pozitiv în rândul tinerilor și din Bacău și din alte zone care au venit aici. Discuțiile, din punctul meu de vedere, au fost foarte, foarte bune și mă ajută ca să înțeleg și eu mai bine ce vrea tânăra generație de astăzi. Întrebări foarte bune. În ansamblu, această întâlnire pentru mine personal a fost foarte valoroasă. Felicit pe organizator, dar și autoritățile locale din Bacău care au știut să sprijine această organizare, iar organizatorilor la nivel național le doresc succes în continuare cu acest proiect Capitala Tinerilor, proiect care merge mai departe. Înțeleg că deja orașele din România au intrat într-o competiție puternică și le doresc tuturor mult succes. Domnule președinte, cum a declarat ele toate declarațiile pe care le-ați făcut în urmă cu puțin după cele legate de posibile înțelegeri de viața și ei, au apărut adevărate critici la zona voastră, legate chiar și de la ce ați făcut dumneavoastră să răspundeți de acele puteți de la acest? Acum să fiu eu acuzat de antisemitism, mi se pare deplasat, caragios. Eu am fost lăudat și laureat de mai multe asociații ești și cu siguranță toată lumea știe că relațiile bilaterale între România și Israel sunt excelente de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici pe care le menționați. În afirmația mea, cu siguranță, nu am folosit noțiuni peiorative. Dar dacă totuși cineva s-a simțit ofensat de declarația mea, eu cer scuze față de aceștia. Iar declarația nu a fost o declarație, ci a fost o întrebare retorică. Și atât cât am spus, atât am vrut să spun. La fel, ce fel de înțelegere? Da. Asta este o foarte bună întrebare. Și eu m-am întrebat când s-a lăudat președintele Camerei Deputaților la televizor că a rezolvat problema ambasadei, în ce calitate a rezolvat această chestiune și cum s-a gândit să intre în această dezbatere. Tocmai de aceea, și fiindcă vizita aceluiași personaj nu a fost mediatizată deloc, nu a fost anunțată, mi-am pus și eu întrebarea, cum probabil și alți politicieni și-au pus întrebarea, ok, dacă s-a dus acolo și nu știm nimic, ce înțelegeri vor putea să facă? Deci, încă o dată, în niciun caz, repet, în absolut niciun caz, acea întrebare retorică nu a fost cu iz de a ști comunitățile evreiești sau statul Israel, cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mea, fiindcă o persoană din România, Rechte, președintele Camerei Deputaților, s-a deplasat acolo pentru nu știm ce, se întâlnește cu nu știm cu cine și nici nu știm ce înțelegeri vor face, că dacă ar fi mers într-un mod transparent, dacă ar fi existat declarații politice înainte să înțelegem și noi ce face acolo, atunci cu siguranță am ști mai bine și înțelegerile n-ar mai fi secrete. Fiți asigurați că o să o întreb pe doamna Dăncilă
cu ce ocazie a plecat în Israel în vizită bilaterală, fără să sufle o frumă, fără măcar din politețe să mă sune sau să treacă pe la mine, că totuși, și dacă PSD-ului nu-i convine, eu sunt președintele Republicii și eu răspund de politică. Aș trebui să fie la memorandumul lui de la Palatul Victoria, în momentul în care primim așa ceva, o să mă anunț. Să bagă TVR-ul. Stânga. Dacă observăm declarațiile făcute de și de membri ai guvernului, și de nemembri ai guvernului la televizor, atunci putem să constatăm că există o tendință accentuată în rândul PSD-ului de a arunca vina pentru inflație și pentru creșterea dobânzilor în curtea BNR. Există, în același timp, o încercare la BNR de a explica măsurile pe care le-au luat ei. Și dacă veni vorba de BNR, eu cred că trebuie să înțeleagă toată lumea, inclusiv PSD-ul, guvernul, președintele Camerei și așa mai departe. Cea mai importantă calitate a BNR-ului este independența. Și asta nu fiindcă eu vreau așa, sau fiindcă, vezi, Doamne, e scris într-o lege că mai nou legile se schimbă după bunul plac al PSD-ului. Nu. Este condiție esențială de membru în Uniunea Europeană. PNR-ul trebuie să fie independent. PNR-ul nu trebuie să facă politica guvernamentală. Dar pe de altă parte, și acest lucru l-am scris și în comunicat, este evident că trebuie să vorbească împreună și să încerce, în măsura independenței fiecăruia, să-și armonizeze politicile în interesul României. Aceste lucruri le-am spus și le-am discutat și cu reprezentanții PNR, aceste chestiuni vreau să le transmit și guvernului. Că la ministrul finanțelor nu există dorința de mediere, îl privește. Nu despre el este vorba în propoziție. Asta este decizia doamnei Dăncilă, cu cine vine la proces. Președinte, dacă îmi permiteți o întrebare, vă rog frumos, ați venit de la doamna Dăncilă o propunere de ambasador pentru Israel, că nu mai poate vedeți? N-am văzut așa ceva, dar nici nu am verificat. Vreți să spune că... Să întreb la colegi dacă există așa ceva. Președinte, de ce ei sunt? Da, se înscrie aici. Unii dintre cei care au votat cu mult entuziasm, probabil se gândesc așa preventiv, decât să meargă la închisoare, să stea acasă. Asta nu înseamnă că măsura trebuie eliminată. Nu, este o măsură care există și la nivel european, dar ea trebuie foarte clar lămurită și aplicată, evident, atunci când nu există niciun pericol social. Dar așa, paușal, nu mi se pare o inițiativă bună. Așa, puțin a spus la ambasade, e președinte ce îi spunea, că și cei care este pregătită să mute ambasada la Ierusalim. Vedeți la ambasada acolo se vede că problema e inversă la noi. Acolo vrea președintele și guvernul eretice. La noi, nu știu dacă vrea guvernul, dar înțeleg că domnul Dragnea i-a convins Rupțu, dar președintele nu prea vrea. E o chestiune care, la un moment dat, trebuie să ne preocupe pe toți, fiindcă nu este normal ca o astfel de chestiune să producă zâzanie între politicienii europeni. TVR-ul. Dacă simt o presiune, nu, eu personal nu simt nicio presiune, dar
vedem tot mai multe inițiative din partea PSD-ului care sunt absolut discutabile și asta mă spun în sens pozitiv. Să înțelegeți că mă consider un om tolerant și că îmi doresc foarte mult să transmit această toleranță în societate. Da, din capul lui. Oportunitatea sau nu este chestiune despre care putem să vorbim mult și bine. Fapt este că există o inițiativă cetățenească conform Constituției și atunci Parlamentul va lua în dezbatere această chestiune și va hotărâ dacă va fi referendum sau nu. Da, eu cred că alegerea în două tururi trebuie să redevină normă și când vorbim de alegerea primarilor și când despre alegerea președinților consiliilor județene. S-a văzut între timp că alegerea într-un singur tur nu dă rezultatele scontate. Trecerea la alegerea într-un singur tur a sărăcit viața politică românească, în special viața politică românească locală. Eu nu văd nicio problemă cu Israel, nu vă supărați. Am spus-o înainte. România și Israel au o relație excelentă. Eu m-am spătut pentru această relație. Acest lucru a fost recunoscut de asociațiile evreiești, că m-am implicat. M-am implicat extrem de mult în combaterea antisemitismului. O voi face și în continuare. Nu avem o problemă bilaterală. Dar politicieni de la noi, care doresc să se profileze în politica internă, cum este, de exemplu, domnul Dragnea, încearcă să folosească astfel de teme false, inoportune, pentru a câștiga, nu știu, capital electoral, recunoaștere internațională, trebuie să-l întrebați pe ce vrea de fapt, fiindcă e greu de înțeles cum a ajuns să vehiculeze astfel de teme. Asta chiar nu știu. Poate ar fi foarte interesant să-l întrebați. Și asta e foarte interesant să mă întrebați. Vă mulțumesc!